Drugs. Nu știu cum se deschide. Uite-l pe Paul. Stimați invitați, dragi colegi, dragi absolvenți, de câțiva ani, la sfârșitul lunii mai, sună ultimul clopoțel pentru zeci de absolvenți. Este o clipă unică, festivă și irepetabilă, pentru că de la an la an, de la o clasă la alta, irepetabili sunt și protagoniștii. Pentru toți, trecerea prin școală a fost o șansă de a se descoperi, de a deveni cel ce va fi pentru totdeauna. Astăzi, vă despărțiți de viața de elev și de adolescență. Pășiți de acum spre maturitate. De-a lungul celor 4 ani de zbuciuni și căutări, ați fost călăuziți cu dragoste și dăruire de către profesori și mai ales de către diriginți, care cu sufletul deschis v-au fost mereu alături. Încercați să le dovediți că truda dânșilor n-a fost zadarnică, să le mulțumiți și să nu-i dezamăgiți. Alături de voi, astăzi, emoționați, se află părinții voștri, familiile voastre. Trebuie să le mulțumiți pentru tot ce au făcut și să le promiteți că peste ani, la rândul vostru, veți fi sprijin de nădejde pentru ei. Vă doresc să aveți parte de multe împliniri în anii care vor urma, să dați dovadă de maturitate în hotărârile pe care le veți lua, iar viața de elev să rămână cu amintiri plăcute, un trecut pe care să vă clădiți viitorul. Vă mulțumesc! Clipa oficială a despărțirii, de aia ne face nazul stația, când elevii de clasa a 12-a vor preda ștafeta celor de clasa 11-a. Vă rog! Stimați profesori, stimați părinți, dragi colegi, ceea ce se cheamă în fiecare an defilarea absolvenților de liceu în orașul nostru este în acest an sărbătoarea noastră. Deci este un lucru irepetabil, o tradiție, este unic în fiecare an pentru cei ce sărbătoresc sfârșitul vieții de licean. Azi, noi suntem aceia. Și în numele colegilor mei de generații, susțin această cuvântare. Terminarea liceului este unul dintre momentele mărețe ale existenței, deoarece se pune capăt unei etape și se începe alta. Se pune capăt copilăriei și se pășește spre maturitate, spre viață. Ca să ajungem aici, nu am răzbătut singur, ci cu ajutor. De aceea, dorim să le mulțumim părinților pentru sprijinul cu care ne-au însoțit până în acest ceas. De aceea, le mai mulțumim profesorilor. Amintirile din viața noastră de licean sunt legate de această școală, de acest loc în care am fost elevi. Tuturor profesorilor le suntem recunoscători pentru ceea ce suntem azi, dragi colegi din clasa 11. Pentru voi rămâne încă un an de viață, de elev. Un an de copilărie. Vă spunem bun rămas, despărțindu-ne cu o strângere de mână și predându-vă ștafeta ce duce mai departe acești șir de generații. M-ați invitat.
invitați, onorate corp profesional, dragi colegi, suntem împreună acum când emoția primului răspuns a stins de mult, ecourile produse de vibrația sufletului vostru la fiecare satisfacție sau eșec s-au topit, iar voi împărțiți ultimul zâmbet de licean. Adolescența și-a împărțit generoase clipele de-a lungul celor 4 ani și iată v-a ajuns acum la despărțire, cu emoția și nostalgia firească. Anii de liceu caracterizați prin înflăcărare au fost frumoși și bogați. Pe băncile acestui liceu au luat naștere visele voastre. Acum când vă petreceți ultimele ceasuri în acest liceu, când vă amintiți de orele de curs, de teste, răspunsuri și de echipurile profesorilor, rememorați și imaginea unor clase parcă prea mici pentru elanul vostru. Viitorul vă așteaptă, dar nu uitați să păstrați visul tinereții cu el și prin el veți fi mereu voi înșivă. O parte din sufletul vostru va rămâne în acest liceu. Permiteți-mi ca la această oră festivă, unică în viața fiecăruia, să vă transmit din suflet calde felicitări, mult succes la examene și să vă realizați pe deplin visurile. Vă urăm drum drept și luminat! Cum e ea ușoară, grea. Tânăr vreau mereu.
să fiu, să trăiesc așa cum știu, ca la 20 de ani, fără griji și fără bani. După eforturile școlar, pe primele 3 locuri, cele mai harnice și mai cumini la școală. Fete, în premiul 1, Rohan Adriana Mihaela. Premiul 2, Popa Madalina Leticia. Și premiul 3, Florea Mariana Daniela. Eu vreau să vă doresc succes. Mulțumesc părinților care m-au îndrumat și v-au ajutat până acum. Le doresc putere de muncă să vă sprijine în continuare. Și așa cum spune un vers dintr-un cântec care îmi place mie, toți să iubim viața la plus infinit. Bună ziua! Clasa 12-a B, contabilitate, își premiază în acest moment cei mai buni elevi la învățătură, că la purtare nu pune probleme. Premiul întâi, locul întâi, îi se acordă elevului tivoniac Thomas Sebastian. Pupici, pupici. Locul al doilea se acordă elevei Răduț Cosmina. Și locul al treilea elevei Parchirie Anca Mihaela. Închei înainte de a le mulțumi pentru plăcerea pe care mi-au făcut-o pe parcursul acestui an școlar de a-i cunoaște altfel decât am reușit în 3 ani în care le-am fost doar profesor. Și în ultimele zile mă gândeam că până la urmă este aproape imposibil să cunoști o persoană. Întotdeauna îți vor oferi surprize oamenii pe care încerci să-i cunoști. Sper ca viața să vă ofere din partea oamenilor surprize plăcute. Am fost aleasă antrenor secund al acestei clase. O să fac un clasament, da? Pe primul loc, pe școală Ioan Alexandra. Pe locul 2, Dan Andreea. Iar pe locul 3, Gorjan Capitan. Pe locul 1 la clasa 12-a D este Alexandru Micloș cu media 8.45. Hai, Micloș! Să-i bai! Locul al doilea, cu media 8.09, Daniel Cristurian. Pe locul al treilea este Florin Diliman, cu aproape 8. Din clasa 12-a E, în anul acesta școlar s-au evidențiat următorii elevi. Ciobanu Andrei Sorin, locul 1. Hai, Ciobanu!
Fechete Daniel, pe locul al doilea. Și Kiș Abdu Ibrahim. Eu le mulțumesc pentru că au fost niște elevi cuminți și le doresc să rămână așa și în continuare. Dragi colegi, dragi elevi, stimați părinți, a fost momentul de premiere al absolvenților noștri și e firesc să aibă și diriginții celor 5 clase de absolvenți un moment al lor. Astfel că Liceul Tehnologic numărul 1 a hotărât să acorde celor 5 diriginți câte o diplomă de excelență, diplomă pe care o merită pentru implicarea cu dăruire în procesul de formare al tinerilor care au ales liceul nostru spre a se integra cu succes în societate. Le mulțumim și îi rugăm să vină, să primească cu drag și îi asigurăm că le acordăm toată recunoștința noastră domnului diriginte profesor Alamă Sergiu. Doamne profesoare Vodă Cristina, doamne profesoare Drăghici Cătălina, doamna profesoară Rus Cristina, domnul profesor Bartă Alexandru, și de asemenea domnului profesor Rujoi Raul. Le mulțumim și le dorim multă sănătate și multe împliniri, atât pe plan profesional, cât și în viața particulară. Vă mulțumim!